Pentru că, știm bine, guvernul vrea să strângă bani la stat și de asemenea să colecteze, iar acum au pus ochii pe banii de la nuntă. Și vorbim de banii poate nedeclarați, 50% din acești bani vor fi luați de către ANAF. Alături de noi este și, mulțumesc pentru asta, analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bun, pe lângă acești bani de la nuntă, fiscul înțelegem că vrea de asemenea să ia bani și de la profesori, medici, maneliști, practic toate veniturile nedeclarate, domnule Negrescu, dar există această controversă. De ce 50% dintre ei? De ce da, nu o pe mare toți? Întrebare, da, o bună întrebare. De ce de la 16% cât era până acum se ajunge la 50%? Nu există încă un motiv. Probabil în ordonanța guvernului vom afla de fapt despre ce este vorba. Cert este că dacă statul n-a reușit să scoată la lumina averile astea ilegale la 16% impozit, nu vă așteptați ca la 50% să facă mai mult. De ce? Pentru că, unu, sunt aproape 500.000 de români care au averi nedeclarate, cel puțin asta ne susține fiscul, iar asta înseamnă că dacă ar începe să facă o analiză a tuturor acestor averi, cred că i-ar lua undeva la nivel de 20, dacă nu 25 de ani pentru a reuși să demonstreze că acești oameni au făcut afaceri ilegale. Totodată vorbim despre un document al guvernului, încă nu au fost aplicate, urmează probabil să fie implementate, este și acest scandal între PSD și PNL. Vorbim însă despre măsuri care ar putea să fie implementate ușor sau îi va fi tot așa, iată, spunea și 25 de ani, poate să dureze și să reușească cei de la ANAF să ia totuși acești bani. Sunt și mulți lideri politici. Cred că cei de la ANAF-ul știau faptul că cu cât crești taxele mai mult, cu atât gradul de încasare este mai redus. Da, e o chestie absolut normală. Da. Cred că soluția, dacă într-adevăr voiau să aducă la lumină averile astea făcute ilegal, veniturile astea încasate fără taxe și impozite, trebuia să dea o amnistie fiscală. Altfel spus, să aplice un impozit de 1 sau 2% pentru cei care își declară toate veniturile de orice natură și în acest fel să-și albească într-un fel sau altul aceste venituri. Cred că adunau mai mulți bani la buget dintr-o amnistie fiscală cum au făcut toate țările civilizate din lumea asta, inclusiv Italia, pentru că am fi și repatriat o mare parte din averile deținute de români în conturi în străinătate. Mulțumesc foarte mult, domnule Negrescu, pentru intervenție, de asemenea pentru această analiză.